Bună seara, bine v-am găsit la o nouă întâlnire de afaceri. Discutăm astăzi despre un eveniment care se bucură de succes, mai ales în rândul tinerilor antreprenoare din Iași. Femei de afaceri cu stil va începe mâine de la ora 9. Veți descoperi acolo povești interesante de viață și veți primi sfaturi despre cum se construiește un business de succes. Invitata ediției este Bianca Ionel, manager al evenimentului. Bună ziua, bine ați venit la întâlnirea de afaceri. Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag, mai ales pentru un astfel de eveniment, așteptat în rândul ieșenilor în fiecare an cu drag. Noi am mai discutat la această emisiune despre femei de afaceri cu stil. Ce aduce nou pentru cei prezenți anul acesta, evenimentul? În fiecare an, Femei de Afaceri cu Stil vine cu elemente de noutate, atât de rândul speakerilor, cât și pe partea de teme abordate, dar ediția de anul acesta vine cu partea de business de 1-1, pentru că am descoperit această nevoie în rândul comunității ieșene, nevoia de a se cunoaște și de a crea legături care să-i ajute în dezvoltarea lor profesională și pe partea de business. Înțeleg că este pentru prima dată când există această parte a evenimentului, business 1-1. Da. Cu cine vor interacționa participanții? Vor interacționa între ei. Acest concept de business 1-1 va deschide de fapt evenimentul pentru ca toate participantele să se cunoască și pe parcursul zilei să poată împărtăși cât mai multe. Se organizează de niște ani buni acest eveniment. Din 2006. Din 2006 și la Iași, da. Vedeți schimbări de la an la an în rândul participanților, în rândul speakerilor, schimbări evidente? De la an la an, noi, așa cum am spus, aducem speaker noi, pentru că cerințele sunt altele. Participanții se schimbă și ei în proporție de 80-90% chiar, dar avem și câțiva participanți fideli care vin la evenimentele noastre, cred că din pasiune pentru organizație, pentru JCI Iași, ei fiind deja oameni care au ajuns pe vârfurile profesionale și se bucură de un succes local. Dar sunt și tineri antreprenori, sunt și tineri care își doresc foarte mult să facă pasul către antreprenoriat și nu știu de unde să înceapă și cred că Femei de Afaceri cu Stil este locul unde ei o să-și găsească răspunsul la aceste întrebări. Există în rândul speakerilor și persoane care au venit în primii ani în calitate de participanți, de ascultători și acum vin sau după aia au venit în calitate de speakeri? Putem spune că doi speakeri dintre cei invitați la Femei de Afaceri cu Stil, cei din local de altfel, fotograful Paul Pădurariu și make-up artistul Brândușa Bordeanu, au fost alături de noi de la primele ediții. Fotograful Paul Pădurariu în calitate de partener și de fotograf, iar acum va fi speaker, iar make-up artistul Brândușa Bordeanu la fel. A fost alături de noi în calitate de partener, s-a ocupat de imaginea echipei, de imaginea speakerilor invitați și a moderatorilor și acum va fi speaker. Ce vă transmit dumneavoastră aceste persoane? Care este sentimentul care îi încearcă în momentul în care pleacă de la simplu participant sau de la colaborator și ajung în calitate de speaker al evenimentului? Din ce am discutat cu ei, sunt foarte bucuroși să împartă din pasiunea lor și din experiența lor și noi de altfel abia așteptăm să le auzim discursurile și să fim inspirați de tot ceea ce oferă. Ideea aceasta a organizării evenimentului Femeii de Afaceri cu Stil, de unde a venit și cât de oportună este ea, a fost în trecut și este și acum pentru Iași, pentru ieșeni? Ideea Femei de Afaceri cu Stil a venit tot de la o colegă de-a noastră din cadrul JCI, Laura Bârhală, în momentul de față antreprenor ieșean, dar încă apropiată a organizației. La acel moment se bifa foarte mult pe partea de business în zona masculină și s-a dorit să se ofere oportunități și femeilor, să se ofere acel impuls și motivare pentru ca ele să atingă succesul și să facă pasul spre antreprenoriat și în prezent continuăm această idee și ne dorim să avem o comunitate dinamică de femei. Puteți să-mi dați exemple de câteva femei de afaceri celebre din Iași care au participat în calitate de speaker în anii anteriori și să-mi spuneți cine va veni anul acesta? Din anii anteriori o avem pe Daniela Coman,
avem pe Alexandra Andriescu, Gabi Zboiu și anul acesta, pe lângă cei doi speaker pe care am menționat deja, o avem pe Anca Dora Popeniciu. Este o femeie cu 25 de ani de experiență în domeniul IT, în zona de business. A făcut parte din top 50 femei în Forbes și credem că va inspira piața ieșeană și femeile care vin din acest domeniu IT. Pe lângă Dora Anca Popeniciu avem pe Andreea Paul, care este de altfel un mentor al femeilor antreprenori, nu de alta a și lansat o carte despre forța economică a femeilor și cu siguranță ne va inspira și ne va spune care este rolul nostru ca și femei în antreprenoriat. Și nu în cele din urmă va fi Petronela Rotar, fost jurnalist și actual scriitor, va face și o mini lansare de carte și ne va vorbi un pic despre rolul femeii și despre echilibru dintre personal și profesional. Sună foarte interesant. Înțeleg că vor fi și povești ale acestor doamne, nu? Povești din care să se inspire cei prezenți, nici am văzut pe site. Întotdeauna am bifat și pe partea de poveste, știm cât de mult ajută și inspiră și ne-am dorit ca și această ediție să aibă povești de succes. Cred că ați urmărit cu atenție în anii anteriori ceea ce au povestit doamnele prezente acolo. Este o poveste a unei doamne de afaceri de succes din zonă care v-a marcat, care v-a plăcut foarte mult, care v-a inspirat? Fiecare poveste are ceva unic, nu aș putea să aleg, ar fi mult prea subiectiv, dar ce am observat în fiecare poveste a fost pasiunea și puterea de a trece peste fiecare obstacol care apare. Și de a privi eșecul dintr-o altă perspectivă, nu? Tocmai asta e că majoritatea ne-au spus că nu există eșec, e doar o lecție pe care o primim și trebuie să o învățăm și să trecem peste. Îmi spuneați mai devreme despre faptul că se va vorbi și despre echilibrul dintre viața personală și cea profesională și știu că multora dintre noi nu ne este ușor să găsim acest echilibru, cădem într-o parte sau în cealaltă de foarte multe ori. Unde este secretul? Am să vă spun o poveste pe care am primit-o și eu de curând. Se spune că viața noastră se împarte în trei pahare de 500 de mililitri de apă. Unul este destinat carierei, unul familiei și unul este pentru noi și pentru relația cu noi înșine. Având o sticlă de 150 de mililitri, noi trebuie să împărțim în mod egal apa în acele pahare pentru a ne bucura de acest echilibru și de armonie în viața noastră. Și cred că aici este și secretul și de multe ori cerem prea mult pe partea profesională, cerem aprecieri, cerem iubire pe care nu o putem primi decât dacă investim timp în personal și de ce nu în noi. Deci trebuie să alocăm aceleași ore sau aceleași minute pe zi vieții profesionale, vieții personale și să stăm un pic și cu noi înșine, nu? Să medităm, să ne gândim la ceea ce suntem noi. Așa ar fi ideal. Haideți să vorbim un pic și despre participanți. Cine poate veni și în ce condiții? Știu că se plătește și o taxă de participare, nu? Da. Noi așteptăm pe toate femeile antreprenori și cele care își doresc să fie viitori antreprenori la evenimentul nostru de pe 8 decembrie. Va fi o taxă de 75 de roni. Din această taxă, o anumită sumă se va duce către o cauză nobilă. Sperăm să vină cât mai multă lume, de altfel locurile sunt aproape ocupate și ca de fiecare dată ne dorim să primească informații de calitate și să plece cu lecții și cu sfaturi pe care să le aplice chiar din momentul în care ies pe ușă. Dar ce pot învăța ei cel mai mult și cel mai bine de la speakeri în aceste ore? Va dura câteva ore acest eveniment, nu? Aproximativ 5 ore. Va fi o oră partea de business 1-1. Vor mai fi câteva momente oferite de partenerii noștri, inclusiv momente pe partea de sport, pentru că, să nu uităm, o viață echilibrată cere să avem și activitate fizică. Și cu ce vor pleca acum depinde de fiecare ce își va dori să implementeze, pentru că speakerii noștri vor livra maximul posibil. Ne-am dorit să plece cu lecții, cu impresii bune despre ce înseamnă partea antreprenorială, să plece cu motivația de a schimba lumea și de a se dezvolta cât mai bine și cât mai frumos.
Îmi spuneați de numărul de locuri, că sunt aproape ocupate. Câte locuri sunt în general la acest eveniment disponibile? În jur de 80-100, dar am depășit un pic. Ați depășit un picuț. În anii anteriori, haideți să vorbim un picuț despre anul 2006. Știu că, îmi imaginez că dumneavoastră nu erați acolo în anul 2006, dar din ce știți de la colegii care au organizat, tot de la 80 de locuri ați pornit și atunci sau erau mai puțin tele? Și de la an la an a crescut numărul locurilor disponibile? La început au fost undeva la 50-60 de locuri și treptat am crescut numărul de locuri pentru că a fost și cererea din ce în ce mai mare. În anii anteriori ați participat. Cum au fost experiențele? În anii anteriori am fost parte tot din echipă. Mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce s-a desfășurat atât la nivel de organizare, încât anul acesta am avut o motivație în plus să preiau frâiele acestui proiect, dacă pot să spun așa. Fiecare an e diferit. Am avut o experiență în 2015, o experiență în 2016, speakerii fiind diferiți, vibe-ul acesta, acestora este diferit, emoția pe care o transmit și poveștile de viață sunt diferite, dar de fiecare dată am plecat mult mai încrezătoare și pot spune că am schimbat câte ceva în viața mea. Feedback-ul participanților, ce le place lor cel mai mult? Ce le-a plăcut în anii anteriori, de fapt? Întotdeauna speakerii au fost preferații participanților. Apoi, bineînțeles, premiile, să nu uităm de ele. De la una la altul sunt tot mai multe. Și energia pozitivă a evenimentului. Mi-au spus foarte mulți că nu au simțit că n-au trecut 5-6 ore și ca să-ți dedici 5-6 ore unui astfel de eveniment nu e deloc ușor, dacă putem spune așa ceva. Pot spune că după 2-3 ore deja lucrurile devin obositoare pentru orice participant, dar se pare că Femeie de Afaceri cu Stil este un eveniment care te relaxează și te învață în același timp. Vin și bărbați la acest eveniment? Avem 2-3 domni pe listă, printre care și un speaker din anii anteriori și-a dorit foarte mult să fie din nou alături de noi. Și cum simțiți dumneavoastră, cum se simte un bărbat înconjurat de atât de multe doamne și participante și cele care vin acolo în calitate de speaker? Eu cred că se simte foarte bine. Nu i-am întrebat personal, dar plecând de la speakerul de anul trecut care ne-a rugat să-l primim și anul acesta și ne-a promis că o să stea cu mințel într-un colț să nu deranjeze, cred că a fost o experiență foarte frumoasă și își dorește și el să afle din secretele femeilor antreprenor. Am văzut că se va vorbi și despre felul în care se construiește un brand personal. Foarte interesant, de altfel. Ați discutat cu speakerul până acum. Puteți să ne dezvăluiți un picuț din ceea ce va povesti acolo la eveniment? Am vorbit cu fiecare speaker în parte despre tema aleasă, inclusiv cu fotograful Paul Pădurariu. Nu a vrut să-mi spună prea multe decât strictul necesar pentru a promova această temă în online. Ce am aflat de la el este faptul că brandingul personal ține de noi și de cum ne punem noi în valoare. Este, de fapt, cel mai frumos mod de a valorifica tot ceea ce suntem și prin fotografia de branding personal ar trebui să creăm sau să finalizăm povestea afacerii noastre. Mie spuneați că sunteți implicată în organizarea acestui eveniment de câțiva ani. În 2015 ați început și știu că sunteți la JCI în calitate de voluntar. Spuneți-mi, rog, câtă muncă este în spatele organizării unui astfel de eveniment? Și ce înseamnă voluntariatul pentru tinerii noștri? Cu ce îi poate ajuta? Am început să fac voluntariat din 2009, nu în cadrul JCI, în cadrul unei organizații studențești. În momentul în care mi-am finalizat studiile, mi-am dat seama că lipsește ceva în viața mea și mi-am dat seama că voluntariatul este acea piesă care lipsea. Și am ales să mă alătur organizației JCI Iași. Evenimentul nu este deloc ușor de organizat, dar suntem foarte dedicați și pasionați de ceea ce facem și oferim timp după programul nostru obișnuit de muncă. Am început să lucrăm la eveniment din septembrie, dar conceptul și anumite linii și elemente de noutate pe care le aducem anul acesta au fost trasate undeva din februarie. Suntem o echipă de aproximativ 20 de oameni implicați activ,
fiecare pe părticica lui, pe partea de vânzări, pe partea de promovare online, pe toate canalele media. Bineînțeles, mie mi-a revenit și partea de a discuta cu speakerii, dar mai sunt și multe alte elemente organizatorii pe care spunem noi că reușim să le ținem destul de bine în frâu și să oferim în exterior calitate. Este un eveniment frumos și transmite mult profesionalism. Se vede că este făcut cu profesionalism, că sunt niște oameni pregătiți în spate care își dau interesul foarte mult. Îmi spuneați că discutați cu speakerii. Cum văd persoanele pe care le invitați în calitate de speaker la acest eveniment? Care este prima lor reacție când aud de femei de afaceri cu stil? Îmi imaginez că foarte mulți dintre ei cunosc deja evenimentul și știu despre ce este vorba. Speakerii locali, da, cunosc evenimentul și au fost mereu încântați și în același timp copleșiți să fie speakeri, poate chiar măguliți unii dintre ei, iar speakerii de la nivel național, puțin sunt cei care au auzit de femei de afaceri cu stil, dar în momentul în care le-am povestit despre acest concept, s-au simțit foarte, foarte bine și nu se așteptau ca un astfel de eveniment să fie organizat la Iași și ei să fie invitați. Chiar keynote speakerul evenimentului, Doranca Popeniciu, mi-a transmis într-o discuție telefonică. Ea nu știe ce ar putea să ofere participantelor și în momentul în care i-am spus că venim din același domeniu, din zona IT, m-a înțeles și am început să discutăm amândouă pe aceeași limbă, dacă pot spune așa, pe partea de provocări care vin în acest mediu mai mult dedicat bărbaților și am explicat cât de în creștere este partea de IT în Iași și cât de mult și ce ar însemna pentru noi ca o femeie ca ea cu asemenea experiență în business. Nu cred că am menționat faptul că ea a fost CEO unui brand internațional adus undeva în anii 90 în România. Un brand ce s-a extins la noi foarte bine și pe lângă toate acestea și-a dorit într-un final să vină și să împărtășească din experiența ei, pentru că și-a dat seama cât de important este. Printre altele mi-a și spus că e foarte multă muncă în spate, sunt 25 de ani de muncă, dar contează foarte mult cum privești viața și cum te bucuri de toate lucrurile care apar. Și cu siguranță să reușești să menții acel echilibru între viața personală și viața profesională, nu? Și să povestești la rândul tău celor care participă la eveniment despre secretele menținerii unui astfel de echilibru. Femei de afaceri cu stil este un eveniment care are loc doar la Iași. A fost organizat și de colegii noștri de la JCI Constanța o singură dată. Este un proiect marca JCI și oricine își dorește din localele JCI să-l implementeze are această libertate, dar se pare că noi Iașu rămânem în top cu organizarea acestui eveniment și nu întâmplător în 2014 și 2015 am câștigat chiar 2 premii la nivel național cu acest proiect. Felicitări! De obicei, evenimentele care au loc la Iași se întâmplă după ce au loc pentru prima dată în București. Și atunci, în calitate de ieșeni, să vedem că se organizează ceva de genul acesta pentru prima dată la Iași, nu poate decât să ne facă să fim mândri. Cu siguranță. Povestiți-mi despre alte proiecte ale organizației la care lucrați, ale JCI. Anul acesta am avut proiecte dezvoltate atât pe area de antreprenoriat, cât și pe area de responsabilitate socială. Au fost 2 donori de sânge și 4 seri cu antreprenori. Seriile cu antreprenori sunt proiecte dedicate comunității eșene, prin care noi invităm să descopere mai mult din secretele antreprenorilor de succes din Iași. Sunt proiecte prin care noi ne dorim să punem antreprenorii locali în lumină, dar în același timp să oferim imboldul de care au nevoie alți antreprenori aflați la început de drum. Este un proiect pe care l-am desfășurat atât în 2017 cât și anul acesta de 4 ori. Pot să spun că este un proiect de succes al nostru pentru că avem un cuplu ce a participat la 3 ediții anul acesta și la 4-a ediție a lipsit. Și ca un manager de proiect curios să văd ce s-a întâmplat și dacă a fost ceva de la noi, am pus mâna pe telefon și i-am sunat și mi-au povestit că tot ce au acumulat la cele 3 ediții de seri cu antreprenori i-a ajutat atât de mult încât tocmai se pregăteau să-și deschidă propriul business, lucru care nu m-a făcut decât să mă bucur și abia aștept să invităm
laserile cu antreprenori în 2019 și să povestească comunității cum laserile cu antreprenori JCI ia și ei și-au găsit drumul spre business și calea spre antreprenoriatul de succes. Seriile cu antreprenorii este dedicat și celor care nu au neapărat un business, din ce înțeleg de la dumneavoastră, cei care se gândesc că la un moment dat, poate chiar și peste 10 ani, să înființeze o afacere, nu? Da, este deschis publicului ieșan, nu neapărat antreprenorilor, ci și celor care își doresc să facă acest pas, care se întreabă cu ce se confruntă anumiți antreprenori, au anumite întrebări care poate țin în loc în prezent, ei vin la acest eveniment și sunt liberi să adreseze orice întrebare antreprenorului adus de noi. Haideți să continuăm discuția despre seriile antreprenorilor, dar luăm o scurtă pauză de publicitate întâi și revenim.